Doamnelor, domnilor, bun găsit la știrile Alba TV. Un SRL, o fundație, un avocat, fiul fostei directoare de la Registrul Comerțului, șeful biroului Ansamblului Regiunilor Europene, împreună cu alții angajați de frunte ai Consiliului Județean Alba, și-au dat mâna peste țară și, în asociere cu instituția unde lucrează și alături de consiliile locale din Aiud și Blaj, au pus fiecare câte 100 de lei ca să facă o asociație numită generos Centrul de Inițiative pentru Economia Socială. Și ce au dumnealor de câștigat? Pentru activitățile desfășurate, partenerii vor angaja, adică vor dispune de 10.958.434 de lei din banii noștri, taxele și impozitele pe care le plătim an de an, bani puși la dispoziția asociațiilor de către Consiliul Județean Alba. Adică au făcut o asociație cu un patrimoniu total de 1.200 de lei, care să administreze 2.490.000 de euro bani publici. Consilierii județeni din Alba au votat, credem fără să înțeleagă exact de ce, constituirea Centrului de Inițiere pentru Economia Socială. Din asociație face parte Consiliul Județean Alba, consiliile locale din Aiud și Blaj, un grup de consultanță din București, o fundație civică din Cluj-Napoca, o asociație din Austria și 7 persoane fizice, angajate instituției, baca director sau șefi de birou regionale. Scopul și obiectivele acestei asociații, cu un patrimoniu inițial de doar 1.200 de lei, sunt, potrivit raportului de specialitate al legislativului de Alba, legate de un proiect strategic, multiregional și transnațional, demarat în 2009 pentru persoanele cu nevoi speciale. Există însă câteva mari semne de întrebare la acest capitol, pentru că în activitățile desfășurate, partenerii vor angaja, adică vor dispune de 10.958.434 de lei din banii noștri, taxele și impozitele pe care le plătim an de an, bani puși la dispoziția asociațiilor de către Consiliul Județean Alba, adică au făcut o asociație cu un patrimoniu total de 1.200 de lei, care să administreze 2.490.000 de euro bani publici. Sufoș și alambicat, raportul de specialitate al proiectului de hotărâre vizând asocierea Consiliului Județean Alba face trimitere la un proiect implementat prin programul operațional regional 2007-2013, prin care s-au reabilitat și dotat 5 locații în Aiud, Abrud, Blaj, Cugir și Zlatna pentru prestarea de activități care să vină în sprijinul persoanelor marginalizate. Acest proiect este numit strategic, multiregional și transnațional, pentru care MUSAI, asocierea cu o instituție din Austria, o fundație din Cluj-Napoca, un grup de consultanță din București, cu administrațiile locale din Aiud și Blaj, precum și cu 7 cetățeni, 5 din Alba, unul din Abrud și un altul din Bucer de Avinoasă. Ca atare, sunt asociate 7 persoane fizice și 6 juridice, cifra 13 fiind obligatoriu cu noroc, având în vedere obiectivul generos al asocierii. Scopul asociației este unul de lung metraj, general și ambigu, care te introduce intenționat în ceață definitivă. Concret, scopul este atenție, identificarea, inițierea, susținerea și implementarea de proiecte și programe care să contribuie la promovarea economiei sociale și a inițiativelor în domeniul dezvoltării sociale și comunitare, în vederea stimulării creșterii economice durabile în România. Culmea economiei durabile este că economia socială, în comparație cu scopul economiei de piață, nu este obținerea de profit, ci îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea de noi oportunități pentru persoanele dezavantajate sau făcând parte din categorii vulnerabile. Acesta este conform definiției scopul economiei sociale. Dar oare care o fi scopul adevărat al celor care o dezvoltă prin intermediul finanțărilor europene derulate prin diverse programe? Este un retoric semn de întrebare, care dezvoltă un altul și mai mare. Oare chiar putem să dezvoltăm economia socială când economia națională e pe butuci, când șomajul merge la braț cu sărăcia, realități care îi fac pe români să-și caute disperați un loc de muncă încă printre străini sau să accepte în țară umilința unui salariu de 200-300 de euro la prețuri cât vila politicianului. Dar să revenim la asociația cu pricina. Toți cei 13 asociații au contribuit la patrimoniul asociației cu insignifianta sumă de 100 de lei. Dar poate că cei 1.300 de lei sunt un fel de cloșcă de aur, care o să facă zeci și sute de mii de pui, întrucât patrimoniul inițial poate fi completat cu venituri obținute din aporturile numerar sau naturale membrilor, din cotizațiile membrilor care pot fi periodice sau ocazionale, din dobânzile și dividendele rezultate, din plasarea sumelor disponibile, din dividendele societăților comerciale ce pot fi înființate de asociație, din venituri realizate din activități economice directe realizate de asociație, din donații, sponsorizări sau legate din surse de la bugetul de stat și sau de la bugetele locale, din finanțări nerambursabile și alte venituri prevăzute de lege. Pe scurt, economia socială nu urmărește obținerea de profit, dar asociația cu pricina
medicina, poate înființa societăți comerciale, urmărește să câștige dividende și dobânzi prin plasarea oportună de bani, atrage sponsorizări, donații, fonduri europene și, atenție, sume de bani din bugetul de stat sau din cele locale, toate cu generosul scop de a ajuta semenii vitregiți de soartă. Hai să fim serioși! EONGAZ România s-a gândit să înceapă săptămâna mare cu un avertisment. Furnizorul de gaze naturale transmite consumatorilor să își achite facturile la timp. Altfel riscă să fie deconectați și de aici o serie întreagă de probleme. Și atenție, reluarea alimentării cu gaz va băga serios mâna în buzunar. 500 de lei veți plăti doar taxa de reconectare plus penalități. Chiar dacă suntem într-o perioadă critică din punct de vedere economic la nivelul întregii țări, se pare că mai marilor de la E.ON Gaz România nu le pasă. Astfel că în cursul zilei de azi au trimis un comunicat de presă prin care informează consumatorii să-și achite facturile la timp, altfel riscă să fie penalizați și chiar deconectați. Conform legislației actuale, pentru reluarea alimentării cu gaz, pe lângă plata facturilor restante și a penalităților aferente, consumatorii trebuie să achite în plus, în medie, circa 500 de lei. Sistarea serviciilor de furnizare a gazelor naturale este o măsură de ultimă instanță pe care compania este nevoită să o aplice și care nu este nici în avantajul consumatorului, nici al furnizorului, se arată în comunicatul de presă transmis. Pe lângă disconfortul generat de întreruperea acestor servicii, consumatorul este nevoit să achite așadar, în conformitate cu legislația în vigoare, atât contravaloarea facturilor, respectiv penalitățile la întârziere, cât și taxele de reconectare, precum și contravaloarea unei garanții. Astfel, costul mediu plătit de consumatorii de gaze naturale numai pentru taxele de reconectare și garanții ajunge la 500 de lei, iar furnizorul de gaze naturale nu se joacă. Numai anul trecut, numărul consumatorilor din area de responsabilitate E.ON Energie România conectați pentru restanțe la plata facturilor a fost de circa 58.000, din care 2.200 sunt consumatori din județul Alba. Mai mulți elevi de la școala Mihai Eminescu din Alba Iulia și-au făcut anul acesta mândri profesorii și părinții. Ei au obținut o performanță incredibilă la mai multe discipline în cadrul Olimpiadei Naționale. Însă puțin știu câtă muncă și câte sacrificii se ascund în spatele bucuriei de a fi premiant olimpic. Ce înseamnă să fie elev olimpic, cum se obține o performanță școlară, dar și cum trebuie să fie relația profesor-elev olimpic, vedem în materialul următor. De la Olimpiada Națională de Astronomie, Mălina Roșca s-a întors încununată de succes. Chiar dacă în acest an a participat pentru prima dată la Olimpiadă, i-a obținut locul întâi. Pasiunea Mălinei pentru această disciplină a început din copilărie și s-a materializat odată cu trecerea anilor. Am participat anul acesta la două Olimpiade Naționale. Prima s-a ținut la Satu Mare, la Olimpiada de Fizică, unde n-am obținut niciun premiu, dar după aceea am mers la Sinaia, la Olimpiada Națională de Astronomie, unde am reușit să iau locul întâi. De unde pasiunea pentru astronomie? Cred că a început din clasele primare, dar pe măsură s-a accentuat. Iar atunci, în clasa a șasea, la sfârșitul clasei a șasea, am descoperit-o pe doamna profesoară de astronomie cu care mă pregătesc momentan, doamna Anca Marian, care este de la Blaj, predă la Colegiul Național Inocentie Micu Klein și am continuat să studiez astronomia cu ea. Câte ore te pregătești pe zi? Depinde și de celelalte activități pe care vreau să le practic. De obicei mă pregătesc peste 3 ore în medie, dacă am timp. Dacă nu, o oră, două, cât pot. Mai ai și timp liber? Da, am timp liber și pe acesta îl petrec citind, ies afară cu bicicleta când este cald, când și la pian dacă vreau să mă detașez puțin de muncă și de oboseală. Pe lângă elevii de excepție, la școala Mihai Eminescu sunt și dascăli care știu să descopere și să încurajeze talentele copiilor. Un astfel de cadru didactic este și Adriana Constantin. Și satisfacția mea aceasta este și sunt convinsă că satisfacția oricărui profesor poate să primească nenumărate salarii de merit, gradații de merit, pentru că v-am spus, atunci când vine elevul sau părintele elevului și îmi spun sau ne spun, căci nu sunt singura, vă mulțumim, doamna profesoară, mi se umple inima de fericire. Le-a precizat că în acest an școlar mai mulți elevi au reușit să se califice la Olimpiadele Naționale cu o performanță de excepție la materii precum fizică, matematică, istorie, limba engleză și limba română. De când eram mic, mă uitam prin enciclopedii și îmi plăcea să cunosc lucruri în domeniul fizicii. Te gândești să urmezi acest profil la liceu? Da, numai că nu știu unde.
Exact. Și la facultate? Nu știu, e prea departe încă. Cum îți petrești tu timpul liber? Citesc, joc basket. Citești tot pe fizică sau altceva? Romane, nu au legătură. Dar ai timp liber? Da, exact. Am participat la Olimpiada de engleză și am fost primul loc la județeană. Frumos! Te așteptai la rezultatul ăsta? Da, m-am pregătit și am știut foarte bine. E doar meritul tău sau în spatele tău sunt și profesorii? E și meritul doamnei profesoare Emilia Manță, pentru că ea m-a pregătit la urma urmei. O să urmezi profilul ăsta și la liceu, respectiv facultate? Probabil că nu. Aș vrea să mă duc pe un profil cu multă informatică. Da. Pentru că informatica momentan este cea mai profitabilă. Am participat la Olimpiada Națională de Limbă, Comunicare și Literatură Română, unde am obținut mențiune. Bineînțeles, datorită muncii mele, datorită doamnei profesoare Emanuela Bandici și a familiei, a părinților care m-au susținut în tot ceea ce am. Cât te-ai pregătit pentru a obține un astfel de loc? Este o pregătire continuă, cred eu, dar atunci când faci ceva cu dăruire, poți să-ți atingi visul, poți să realizezi ceea ce-ți dorești cu adevărat. E important să lucrezi la viitorul tău încă de pe acum? Da, bineînțeles, e ceva care te stimulează, te pregătește pentru tot ceea ce va urma în decursul vieții. Ce liceu vei urma? Doresc să urmez Colegiul Național Horea Cloșca și Crișan. Încă nu sunt hotărâtă în privința profilului. Am participat la Olimpiada Județeană de Limbă, Comunicare și Literatură Română. Am obținut locul 2 și urmează ca în luna mai să particip la un concurs de interpretare literară la Iași, Ionel Teodorianu. Încă mă pregătesc, sper să am rezultate de care să fie mândră școala mea și eu și colectivul în care mă aflu. Sunt pregătită de doamna profesoară Furdui Mirona. Cu ajutorul dânsei sper să mă încadrez printre cei mai buni copii din țară. Am participat la Olimpiada Națională de Istorie. Normal, m-a ajutat profesorul meu, munca mea. În ce clasă ești? A 8-a. E prima ta participare? Nu, am fost anul trecut cu Mălina la Olimpiada Națională de Fizică. Unde, nu că n-am luat ceva, dar mi-a plăcut foarte mult și a fost așa, o realizare. Și rezultatul de anul acesta a fost mai bun decât cel de anul trecut? Da, eu cred că da. Și la anul te va aștepta ceva și mai bun? Eu cred că da, adică nu, am făcut un progres. Cum poți să progresezi? Păi, în diferența mea am mers la diferite olimpiade și depinde de ani ce îmi place, ce descoper, depinde de profesor mai ales și pasiuni. Am participat la Olimpiada Națională de Matematică. Ce rezultate ai obținut? Nu am obținut un premiu, dar mă mulțumesc și cu experiența participării. La prima participare? Da, la Olimpiada Națională. În rest, la concursuri județene și interjudețene și la școală mai mult timp petrecut. O să particip și la anul? Cu siguranță, mă face fericită. Cât timp te pregătești pe zi? Greu de spus. Atât cât am timp liber și având o pasiune pentru asta, nu mai socotesc cât timp îmi petrec lucrând. Anul acesta am reprezentat școala Mihai Eminescu la Olimpiada Națională de Limba Română, unde chiar dacă nu am obținut un premiu, am ajuns înapoi de la Iași cu o experiență și cu un suflet încărcat de bucurie. Pe ce poziție te-ai aflat? Pe poziția 13. Un loc bun. Au fost punctaje foarte strânse și au fost copii foarte buni. E prima ta participare? La Olimpiada Națională, da, deși anul trecut am participat și la concursul Ionel Teodoreanu. Anul trecut am primit premiu special pentru interpretare și scriere literară. Am participat la Olimpiada de Limbă, Literatură și Comunicare Română. În ce clasă ești? În clasa 5-a, bineînțeles. Nu ești prea micuță pentru astfel de olimpiade? Păi, bine, nu mă gândesc că această pasiune are o vârstă. Dacă îți place să scrii, nu o mai numești muncă și o faci din plăcere. O faci din plăcerea de a scrie, de
La prima participare? Da. Da, așa este. Cât timp pe zi studiezi tu? Păi, eu nu cronometrez acest timp, deoarece îmi place să o fac și nu mi se pare o muncă, nu mi se pare un lucru, o povară pe inimă. Mi se pare un lucru care îl fac ca să mă ușuresc, fiindcă îmi place. Ție nu trebuie să spună părinții, treci la învățat. Nu cred. Eu am obținut această olimpiadă premiu special pentru interpretare și a fost o experiență pentru că am făcut cunoștință și cu mediul academic, am văzut exprimări mult mai evoluate, mult mai frumoase decât cele pe care le putem face noi și sper să ajung și eu într-o zi ca și ei. Acești elevi minunați sunt o adevărată mândrie pentru școala din care provin. Iar ca să fie printre cei buni, toți acești elevi muncesc mult, zi de zi, devorând cărțile de specialitate pentru a deprinde cât mai mult din tainele disciplinei pe care o îndrăgesc. În parcul industrial Cugir, întins pe o suprafață de 62.000 de metri pătrați, își desfășoară activitatea 36 de agenți economici cu peste 360 de angajați. Valoarea totală investițiilor era la 21 decembrie 2012 de peste 1,6 milioane de lei. Dar directorul Emil Muntean atenționează asupra numeroaselor amenințări care ar putea periclita pe viitor activitatea parcului industrial din orașul de la Poalele Drăgane. Consiliul Județean Alba a aprobat recent planul de administrare al Parcului Industrial Cugir pe anul 2013-2016. Cu această ocazie, directorul Emil Muntean a înmânat fiecărui consilier județean planul de administrare pe următorii 3 ani, făcând apel la aleși să-l lectureze cu atenție. M-aș bucura sau aș fi bucurat dacă ați lecturat planul de administrare a scopului comerciale, în special analiza scop acolo unde vorbim despre punctele slabe și despre amenințări, este foarte important pentru derularea activității noastre în continuare. Și la obiectivele care le-am propus pe această perioadă, vedeți că unul dintre obiectivele obligatorii este extinderea parcului industrial și menținerea capacităților existente momentan. Am prezentat 3 variante de extindere, respectiv achiziționarea de active din imediata apropiere, o asociere participațiune cu Consiliul Local Cugir și cu SCUM Cugir sau o hotărâre de guvern privind extinderea parcului industrial. De asemenea, obiectivul numărul 1 pentru societatea noastră este de a menține în continuare acele capacități în funcțiune, dacă nu putem să rezolvăm problema extinderii, și necesitatea investițiilor pe care trebuie să le facem în parcul industrial în următorii 4 ani. Sursele de finanțare pe care le-am prezentat acolo ar fi resurse proprii, credite bancare, aport de capital sau, dacă nu, parteneriatul Consiliului Județean pentru a deveni eligibil și de a accesa fonduri structurale este foarte, foarte important. Astfel nu vom putea continua activitatea în bune condiții. Costurile de administrare sunt tot mai mari. Nu ne putem opune creșterii prețurilor pe piață. Dacă obiectivul nostru numărul 1 este de a crea locuri de muncă, atunci trebuie să ne aplicăm cu atenție asupra acestui program de administrare. Rugămintea mea este, atunci când aveți timp, lecturați-l, este un program corect, bine documentat, care reprezintă realitățile actuale ale parcului industrial Cugir. Dacă astăzi decidem, dacă avem o activitate bună, 36 de societăți și peste 430 de angajați, s-ar putea întâmpla că în această perioadă, dacă nu urmăm acest program pe care l-am pregătit, situația se degenereze și să avem probleme în ceea ce privește administrarea. Potrivit planului de administrare, Parcul Industrial Cugir are 7 puncte tari, 22 de oportunități, dar și 4 puncte slabe și numai puțin de 17 amenințări. Dacă la punctele tari sunt enumerate transparența în servicii, capitalul uman propriu, situarea în regiunea centru, colaborarea bună cu celelalte parcuri industriale, experiența managerială, oferta complexă sau rețeaua dezvoltată de distribuție a energiei electrice, punctele slabe sunt slaba cooperare între industrie și cercetare, lipsa unei baze de date privind cererea și oferta forței de muncă,
muncă pe meserii, fondurile insuficiente pentru dezvoltare și spațiile insuficiente. Multe din oportunități nu sunt foarte convingătoare. Când vorbești la acest capitol de creșterea gradului de inovare în firme, reorientarea băncilor în vederea sprijinirii înființării și dezvoltării IMM-urilor, eu așa zisă macrostabilizare economică și scăderea inflației, de specializare instituțiilor care oferă servicii de consultanță, de programe de training, de tendința de creștere, a ponderii nevoilor de calificare în domeniul tehnic și stabilirea de parteneriate viabile cu universități din țară pentru dezvoltarea cercetării și inovării, e mai mult dorință decât putință. Pe de altă parte, sprijinul autorităților locale și județene, dezvoltarea sectorului privat în comerț și servicii, accesul la forța de muncă calificată prin colegiile tehnice din oraș, finalizarea autostrăzii din culoarul 4 european sau valorificarea activelor de teren și clădiri sunt oarecum mai palpabile ca oportunități, deși există și aici semne de îndoială. În schimb, amenințări sunt cu duiumul și directorul Emil Muntean a atras atenția asupra lor. La acest capitol sunt incluse politica țărilor Uniunii Europene de a atrage investițiile în țările de origine, prin ajutoare de stat, fiscalitatea împovărătoare, forța de muncă angajată la negru, competiția cu alte parcuri industriale cu o poziționare geografică mai bună, inexistența unei infrastructuri de cercetare performante, migrația de specialiști, inexistența unui sistem stimulativ pentru înființarea de întreprinderi mici și mijlocii, regresul pieței tradiționale, gama redusă a serviciilor bancare raportat la cerințele dezvoltării IMM-urilor, lipsa unui sistem informațional adecvat susținerii activităților din toate ramurile economiei. Aceste amenințări sunt evidente pentru parcul industrial cu gir, cum sunt pentru întreaga economie națională cât a mai rămas din ea. Unitatea de primiri urgențe, care de curând este parte integrantă a Serviciului Medical de Urgență, Reanimare și Descarcerare, deja legendarul SMURD, este unul dintre cele mai solicitate servicii ale Spitalului Județean Alba. Doar într-un an, cei 12 medici specialiști consultă peste 50.000 de pacienți, de la victime din accidente auto înjunghiați până la fracturi, dureri în piept sau persoane aflate în stare de ebrietate, prinse și aduse pentru analize de sânge de către echipaje ale poliției. Dar, cu sau fără legătură cu Săptămâna Mare, se aud și vești bune. Azi, un medic specialist în medicină de urgență a luat examenul pe post în cadrul UPU SMURD Alba Iulia. Comisia de evaluare a fost condusă de medicul și profesorul universitar Cristian Boieriu, șef de lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș, de asemenea și medic comandant al SMURD pe regiunea centru. La unitate UPU SMURD avem 50.000 de, anul trecut am avut 50.000 de prezentați de cazuri care au venit în UPU, la numărul de 12 medici pe care i-am avut, reprezentau un, deci mult mai mult decât, deci, da, o încărcare pe medic foarte mare, foarte mare. Să adaug aici și vârsta, toți sau majoritatea dintre noi suntem trecuți de 50 de ani și 20 din 93 de când am practic, de când am început, da, 93, de 20 de ani de când facem urgență, se simte, se simte. Este un anume grad de uzură și că peste tot trebuie un schimb de generații, care trebuie făcut în timp. Și de anul trecut până acum, doamna doctor reprezintă al patrulea medic pe care reușim să-l aducem aici, ar fi trei de medicină de urgență și doamna doctor tot Avram, da, Dana, pediatru, pentru că intenționăm să facem și un compartiment de UPU pediatrie. Medicul Aurel Crișan a anunțat numele doctorului care azi a dat examen pe post. Maria Avram vine de la Craiova, rezidențiatul a făcut sub oblăduirea, ca să zic așa, doamnei doctor Luciana Rotaru de la din Centrul Universitar Craiova. Din câte am văzut-o și, mă rog, recomandările ne-au spus că este o persoană care chiar știe meserie, îi place ce face și cred că un câștig pentru noi. Haideți să o vedem pe Maria Avram. Și facultatea și rezidențiatul am terminat la Craiova. Sunt medic specialist în cadrul UPU SMURD Alba Iulia. Cum a fost examenul de astăzi? Solicitant. Încă se deliberează, dar probabil că am fost admisă. Care este specializarea dumneavoastră? Medicină de urgență. Înseamnă adult, copil, absolut orice pacient de orice vârstă care are o problemă de urgență, o problemă acută. Nu contează, nu are importanță unde este localizată durerea sau ce îl deranjează pe pacient, atâta timp cât este o problemă acută.
Într-adevăr că cel mai frecvent văd pacienți cu afecțiuni cardiace și cu decompensări cardiace, oameni cu durere în piept, cu infarct, cu afecțiuni grave. Dacă pacientul consideră că are o problemă acută, atunci poate să vină în serviciu de urgență. Oricare ar fi aceea, nu contează că este durere în piept sau durere de burtă sau pur și simplu o lovitură la un picior. Secția de urgență am ales-o pentru că numai pe asta puteam să o aleg. Ăsta este locul de muncă. În orice oraș m-aș fi dus, tot în UPU aș fi lucrat. Deci am ales Alba Iulia. Pentru că este în Ardeal. Îmi plac oamenii de aici. De asta am ales orașul. Pentru că nu este foarte departe de casa mea și din când în când mai merg și acasă, dar în principiu pentru că este în Ardeal. Dar care este evoluția medicinei de urgență ca specializare și care sunt eforturile colectivului de medici condus de Aurel Crișan de a oferi servicii de calitate? Aflăm de la Cristian Boeriu, medic comandant UPU Smurt pe regiunea Centru. Ideea este că specialitatea asta de medicină de urgență este o specialitate relativ tânără. Ea practic a apărut în 1994. Inițial, specialitatea era de 3 ani, deci programul de rezidențiat era de 3 ani, după care, după primele două generații, s-a tras concluzia la nivelul Comisiei Naționale de Urgență a Ministerului Sănătății că pentru o pregătire temeinică, într-adevăr, a viitorilor specialiști, este nevoie să se crească perioada de pregătire la 5 ani. Ca orice altă specialitate clinică sau marea majoritate a specialităților clinice. Bun. Numărul de locuri care erau alocate la rezidențiat în anii 90 și începutul anilor 2000 era destul de redus. Adică era vorba de 30-50 de locuri de rezidențiat în medicină de urgență pe țară. Era o specialitate, spuneam, nouă, a cărei perspective nu prea era bine văzută chiar și de cei care luau această specialitate la rezidențiat. Foarte, foarte mulți, în primii 10 ani cel puțin, au schimbat specialitatea, au plecat din specialitate sau chiar au plecat din țară tocmai datorită, putem să-i spunem, nesiguranțe. Pentru că exact, evident, ulterior discutăm și de ofertele mult mai generoase, poate din punct de vedere financiar, care veneau din exterior, dar în prima fază, când încă piața muncii în afara României nu era atât de deschisă, atât de generoasă, pentru că acest lucru se întâmplă cam de 5-6 ani, era această neîncredere în specialitate, spuneam, e o specialitate nouă pe care foarte mulți nu o înțelegeau. Mi-aduc aminte, la începuturile noastre ca specialitate, prin 95-96, existau chiar păreri în unele spitale, la nivelul colegilor noștri de alte specialități consacrate, că, de fapt, medicul de urgență este un medic care doar face triajul pacienților, după care pacienții oricum sunt preluați în celelalte secții și tratați acolo. Lucru care, sigur, că s-a dovedit a fi lipsit de corectitudine, orice fel de element real, pentru că medicul de urgență este un medic specialist care se ocupă de preluarea și stabilizarea pacientului, după care, desigur, că lucrează împreună în colaborare cu colegii de alte specialități pentru rezolvarea definitivă a cazului. Dar nici într-un caz nu discutăm de medicul de urgență ca fiind un medic de triaj doar. E o specialitate aparte, este o specialitate complexă, e o specialitate grea. Și spun asta tocmai ca să fac legătura cu ceea ce spunea domnul doctor Crișan înainte. Într-adevăr, acum fiind și un număr relativ redus de medici de urgență, pentru că pornisem de la ideea că locurile la rezidențiat erau puține, acum în ultimii 6-7 ani acest lucru s-a reglat oarecum, în sensul în care la examen de rezidențiat sunt mult mai multe locuri, adică vorbim de sute de locuri pe țară. Și în prima fază, în prima perioadă, practic s-au ocupat posturile din centrele universitare, din spitalele centrelor universitare sau a centrelor de pregătire în rezidențiat în medicină de urgență, mă refer la resursa umană, la personal. Dar iată că de 2-3 ani aceste centre pregătesc viitorii specialiști pentru asigurarea resursei umane în celelalte UPU-uri, la spitalele județene din țară, care nu sunt neapărat centre de pregătire în rezidențiat sau centre metodologice.
În acest moment, aici ne aflăm. Suntem la faza în care de aproximativ 2 ani și de la Târgu Mureș, spunea domnul dr. Crișan de Craiova, vă spun același lucru, se întâmplă la Târgu Mureș, la Cluj, la Iași, la Timișoara, la București. Sunt pregătiți medici de urgență care își iau examenul de specialitate, după care pleacă și ocupă posturi în alte spitale, în spitale județene sau chiar în spitale mai mici, acolo unde încă avem probleme legate de ocuparea acestor locuri care sunt vacante de specialiști de medicină de urgență. Încă nu sunt destui. Deci încă mai avem nevoie de ani ca să scoatem noi generații de medici de urgență, ca să ajungem la momentul în care putem spune că da, țara este acoperită cu medici de urgență. Am zis, noi acum vorbim de 7-8 luni de când Zmurdu în această unitate de primire urgențe este prezent. Domnul Crișan. Zmurdu este prezent mai de mult în echipajele de... Nu, la unitatea de primire urgență. Da, deci... echipajele de prim ajutor din structura SMURD, ele existau, deci ele există de câțiva ani, dar echipajul de terapie intensivă mobilă deservit de către medicul specialist în medicina de urgență, deci astfel de echipaj este la noi numai din luna decembrie. Deci, practic, prezența acestor echipaje, existența acestor echipaje în această structură deosebită care reprezintă SMURD-ul, face ca Alba, în momentul de față, să fie pe un alt palier. I-a crescut atractivitatea și vizibilitatea? Vizibilitatea, nu știu acum cât atractivitatea, dar vizibilitatea cu siguranță. Dacă a venit colega dumneavoastră care se află acum în examen, se datorează sau se datorează și SMURD-ului sau... Nu, toți care au venit din cei tineri întrebau de fiecare dată și probabil că această întrebare o să mai fie pusă, deși se cam știe acum că Alba are SMURD, dar asta era una din întrebări, zice, aveți SMURD? Când vorbesc de SMURD, să subînțelege acest echipaj de terapie intensivă. Anul trecut le răspundeam, nu, dar urmează să se pornească, suntem în linie dreaptă, suntem la stadiul de comandă la uniforme și așa mai departe. Ei, acum îl avem, lumea deja știe și ăsta reprezintă un atu în încercarea de a-i atrage. Sigur că dacă mai primești și locuință, sigur că dacă au cu ce să lucreze, probabil că îi vor determina pe cei care au venit să rămână și să devină Alba Ioan cu acte în regulă. De fapt, doctorul Popovici și-a cumpărat și casă, și-a făcut buletin, și-a dus soția. Sper că toți și ceilalți. Deci evoluează și profesional și personal, îi priește prezența dumneavoastră. Sper, sper. Sper din suflet ca așa să fie. Sper din suflet să reușim să mai aducem oameni. E prea general oameni. Medici noi, tineri, cu specialitate de medicină de urgență. Deci asta ar fi targetul meu. Pe anul ăsta este de încă 2 medici specialiști și sper din suflet încă 3 asistenți. Dar... Vedem. De ce depinde concretizarea acestor... De numărul de posturi care sunt... Bugetate la nivelul spitalului, la nivelul spitalului. Pentru că nu numai secția de medicină, nu numai UPU SMURD este în deficit la nivelul spitalului. Sunt și celelalte secții și este nevoie și de, știu eu, un cardiolog, este nevoie și de o altă specialitate și atunci trebuie cu multă grijă și... Sigur, conducerea spitalului are în vedere situația pe ansamblu. Eu tot timpul încerc să nu să fac presiuni, dar să ajungem mai în față. Nu? Cum? Să spuneți ceea ce credeți. Păi, să reușim ca aceste... Că ea, de fapt, a spitalului, Da. Deci, fără sprijinul conducerii spitalului... Și clar, la Consiliul Județean nu avem ce să... Deci ne putem noi agita cât dorim, că nu... E, dar și sprijinul... Este, Nu la asta mă refer, dar și un sprijin care să nu fie bine gestionat și bine coordonat ar putea să... Ar putea, într-adevăr, ar putea, da, să...
noi să ne dorim un lucru și dânșii să dorească de fapt altceva și să nu ajungem la un obiectiv comun. Și aș avea un singur lucru de adăugat, vedeți, creșterea numărului de personal, creșterea personalului la UPU, respectiv în spital, spuneați dumneavoastră de fapt că este în beneficiu spitalului. Sigur că este în beneficiu spitalului, dar în primul rând este în beneficiu pacientului. Exact. Pentru că una este să vii la unitatea de primiri urgențe sau la un ambulator de specialitate unde ai un medic care zilnic stă câte 12 ore, de exemplu, sau chiar mai mult în spital. Și cu totul altceva este să ai o resursă, o structură de personal care să-ți permită rulajul acestui personal la intervale de timp rezonabile, în așa fel încât în orice moment medicul acela și asistenta aceea care se ocupă de un anumit pacient sunt în plină formă, din toate punctele de vedere. Contează foarte, foarte mult, pentru că dacă nu se are în vedere acest aspect, desigur că în timp se ajunge la epuizarea personalului și atunci și calitatea actului medical, până la urmă, vrem, nu vrem, lasă de dorit. Ori, acest lucru este clar de evitat. În momentul de față, ce aș vrea să adaug, în momentul de față, programul la noi, deci, vorbesc pentru medici, se desfășoară în ture de 12-24, dat fiind încă numărul totuși relativ mic de medici, nu putem în această perioadă să asigurăm decât 2 medici pe tură. Iar la 12 ore, în condițiile în care noi avem cam 150-170 de pacienți pe zi, vă dați seama cam la ce uzură sau unde se ajunge cu un medic care stă 12 ore în serviciu comandat, să zic așa, și vede 100 de cazuri. 70 de tineri până în 25 de ani din toată România, dintre care aproximativ 25 din Alba, au ales să ne uimească prin gradul ridicat de dificultate al mișcărilor, săriturilor și aterizărilor pe care le fac. Au venit cu toții în cetatea Vobon din Alba Iulia și s-au apucat de treabă. Pur și simplu au sfidat gravitația. Ce a ieșit, vedeți și dumneavoastră în momentele care urmează. Și, bineînțeles, fură tehnică unul de la celălalt.
publicul nostru sunt peste 20 de iubitori ai acestui sport. Aceștia se declară extrem de mulțumiți de bogățiile orașului Alba Iulia, de zidurile cetății și de puținele blocuri în alte locuri unde își pot efectua antrenamentele și schemele de prins. Cu această informație punem punct întâlnirii noastre. Sunt Andreea Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție. Tudor Stan vine în câteva momente cu știrile din sport. Rămâneți pe Alba TV. Pe curând! Bine v-am găsit la știrile din sport. CSU Alba Iulia debutează mâine în finala mică a Ligii Naționale de Basket Feminin. Alba Iuliencele, pregătite de către Miroslav Popov, joacă împotriva echipei CSM Satu Mare. Cu o victorie pe terenul basketbalistelor din nordul țării, Alba Iuliencele pot pune mâna pe medalia de bronz a campionatului în acest sfârșit de săptămână în meciul programat în sala Universității. Confruntările contra echipei conduse de fostul selecționer al României, Dan Flășeriu, au fost întotdeauna puternice. CSU Alba Iulia este pe val după meciurile perfecte din Cupa României și din play-off-urile din Liga Națională de Basket Feminin. După ce au învins și campioana CSM Târgoviște, membrii echipei universitare nu văd de ce nu ar putea să treacă și de formația din Satu Mare. It's important to play good the first game in Satu Mare. If we win there, it will be nice and we finish the job in Alba Iulia, this is it. Tehnicianul sârb a debutat pe banca echipei din Alba Iulia într-un meci pierdut în acea vreme în compania echipei CSM Satu Mare. Popov se teme de forța grupului lui Flășeriu, un special de basketbalista Părău. Cu toate acestea, sârbul crede în devotamentul echipei sale și speră să pună mâna pe medalia de bronz a campionatului. They are also strong, they are third on the position. We must make I am interesting to see Satu Mare because I think now we are play better and I hope that we will play good there. Prima confruntare dintre cele două echipe va avea loc mâine la Satu Mare începând cu ora 18. Cupa Mamute Lead la fotbal, ediția pascală, s-a dovedit a fi un real succes. Timp de două zile, baza sportivă din incinta Colegiului Național Horea Cloșca și Crișan a găzduit mici fotbaliști care peste ani speră să îmbrace tricourile unor echipe faimoase din România și de peste hotare. Clubul de fotbal Luceafărul din Cluj-Napoca a câștigat competiția. Sâmbătă au avut loc meciurile din cadrul grupelor. Toate cele 9 echipe participante s-au bucurat de fotbal, însă ziua de duminică a fost un adevărat spectacol. Faza finală a competiției a adus în fața celor prezenți meciuri tari, procede rar întâlnite la micii fotbaliști și, bineînțeles, luptă și determinare. Clubul de fotbal Luceafărul din Cluj-Napoca a pus mâna pe majoritatea trofeelor puse în joc. Finala Cupei Mamut Elite s-a disputat între cele două formații ale echipei din Cluj-Napoca deplasate la acest turneu. Luceafărul a ocupat prima și a doua poziție pe podium, ultima treaptă fiind ocupată de Academia de Fotbal Gheorghe Covoreanu din Câmpia Turzii. Pe locul al patrulea s-a poziționat echipa Navobi Alba Iulia. Un turneu foarte bun, copii minunați, ce să spunem altceva, n-avem de spus decât e foarte bine pentru copii, un turneu reușit, părerea mea, sunt foarte mulțumit de toți copiii, de toți copiii numai de a mei. Am văzut copii minunați, copii buni, ce să zic mai mult, este extraordinar. Echipa câștigătoare a turneului are în componență doi frați gemeni, care au fost ocupați pe întreaga durată a turneului cu spectacolul de pe teren. Darius Nistor a fost desemnat golgheter al competiției cu 23 de goluri marcate, iar fratele acestuia, Raul, a luat trofeul de cel mai bun jucător.
Timizi în fața camerei de luat vederi gemenii Luceafărului ne-au amintit de celebrii frați din naționala Olandei Frank și Ronald de Boer. Un copil nu poate minți, la fel au făcut și cei doi care, fără nicio falsă modestie, ne-au declarat că sunt cei mai buni. Băieți, cum vă simțiți după ce ați câștigat această cupă? Bine. Bine. Ați luat și trofee individuale. Tu ai luat trofeul de cel mai bun jucător și tu de golgheter, nu? Da. Cum faci de marchezi atâtea goluri? Îs bun și de aia. Te antrenezi mult? Da. Tu ce faci de aia așa tehnicitate la vârsta ta? Driblez. Și tu te antrenezi mult? Da. De când joci fotbal? De 2 ani. Ok, vă mulțumesc foarte mult și vă urez multă baftă. Mulțumesc. Mulțumesc. Au mai fost acordate premii pentru cel mai bun portar, cel mai frumos gol și pentru concursul de șut la bară destinat copiilor și părinților. Antrenori din fotbalul juvenil al Baiulean au privit cu uimire jocul echipei câștigătoare, Luceafărul Cluj-Napoca. Întrebat de secretul jocului echipei sale, David Stan, antrenorul clujenilor, ne-a răspuns răspicat și tare: muncă, muncă și iar muncă. Suntem numai de 3 ani înființați. Mergem înainte, ați văzut foarte bine, avem grupe de la 2000 până la 2008, grupe bune, eu zic, ați văzut și voi treaba asta și sperăm să meargă treaba tot așa de bine, să ne mai invite domnul de la Alba Iulia la turneu. Silviu Miron, președintele clubului Navobi Alba Iulia, s-a declarat extrem de mulțumit de turneul organizat la Alba Iulia. Cupa Mamut Elite a ajuns la a doua ediție, iar organizatorii au speranțe că această întrecere între micii fotbaliști va deveni o tradiție. Cam atât din sport pentru astăzi, să aveți o săptămână ușoară alături de Alba TV.